După 2 ani de pandemie, elevii se bucură în sfârșit de festivitățile de final de an. În capitală, Colegiul Național Ion Luca Caragiale a reluat tradiția paradei pentru clasa 12-a, iar elevii au defilat pe dorobanți îmbrăcați în personaje de bază sau în costume tradiționale. La Liceul Militar Dimitre Cantemir din Breaza, tinerii absolvenți au defilat în pas de vals. Costumați în personaje istorice sau din filme, ori purtând cu mândrie costume populare, elevii de clasa 12-a Colegiului Național Ion Luca Caragiale au oferit un adevărat spectacol șoferilor bucureșteni. În timpul tradiționalei parade, părinții au fost mai emoționați decât copiii. Foarte emoționant. Și sunt ultimele zile din viața lor de liceu, trec într-o altă etapă a vieții. Mi se pare important acum să fiu aproape de ei, nu la distanță. Este emoționantă, ne bucurăm că am terminat cu toții și așteptăm bacul. Pentru prima dată după 2 ani, la festivitățile de an școlar, porțile unităților de învățământ se deschid atât pentru elevi cât și pentru părinți. Dacă în anii anteriori părinții făceau poze pentru a-și aminti de aceste momente prin gard, iată că anul acesta se pot bucura alături de elevi de festivitatea de final de an școlar, chiar din curtea Colegiului Național Ion Luca Caragiale. Parcă retrăim momentele când am finalizat noi această etapă din viață. Mi s-a părut destul de frumos obiceiul de a defila de la pe bulevardul Dorobanții. Festivitatea de final de an dă startul balurilor de absolvire. Părinții nu se uită la bani. Costurile variază însă în funcție de ținute, make-up sau coafuri. Toaletele variază de la 400-500 până la 1000 euro. Se optează și pentru make-up, stil? Bineînțeles, totul e programat din timp, făcută probă de coafură, probă de machiaj. Costuri undeva pe la 500-600 de lei, cred, numai sala și mâncarea și fotografiile. Rochia, câteva sute de lei, la fel, deci undeva pe la 1000-1000 și ceva. Mergi și la un make-up artist, hair stylist? Da, probabil. O să merg. Ai vrea? Da, aș vrea. Că e o soare de neuitat și negociez cu părinții pentru asta? Da, puțin. Noi avem băiat, deci am scăpat de astfel de costuri. Chiar și așa, da, costă ceva, dar pentru noi, drept să spun, nu contează. Important e ca ei să se simtă bine în acest moment. Unele baluri au fost deja organizate. La Liceul Militar Dimitrie Cantemir din Breaza, absolvenții promoției 2022 au cucerit prin grație și eleganță. În pași de vals au demonstrat că școala militară i-a învățat și pașii de vals.